Salutare, dragi prieteni, sunt Ioana Batamanu Mărgineanu și vă zic bine ați venit la Erudit Cafe. Astăzi are loc finala sezonului 6 la Erudit Cafe, finala în care au reușit să ajungă două echipe, creme de la creme din clubul Erudit Cafe. Este vorba de echipele Blitzkrieg și Hiperborea. La masa portocalii invităm cu drag echipa Hiperborea în componența Bogdan Iulian Dumitru Godea, Marius Leonardo Caraman, Alex Cimeico și capitanul echipei Laurențiu Blas. Iar la masa albă invităm echipa Blitzkrieg în componența Rodion Rusnac, David Pasenko, Ștefan Cebotaru și capitanul echipei Dan Cristian Cubracov. A ajuns momentul culminant al sezonului, finala acestui sezon. Dan Cristian, ești gata? Gata, ca niciodată. Laurențiu Vlas, ești gata? Să zicem că da. Ați ochit deja premiile de acolo, de la masa de sticlă. Sunt premiile pe care le veți lua. Deja luați câteva jocuri de societate, dar dacă veți câștiga, veți avea dreptul să alegeți primii jocurile pe care le vreți. Ce vrei tu de acolo, Laurențiu? În cel mai ideal caz posibil, cred că ca toată lumea vreau pe cel mai mare. Pentru că e cel mai complex, e cel mai interesant. Ai cel mai multe scenarii de joc în cazul în care l-ai putea folosi. Deci, ăsta ar fi. Eu l-aș lua pe cel care se poate juca în cei mai mulți oameni, ca după aia să chem toți prietenii tăi să te joci împreună cu ei. Ce fel de întrebări așteptați acum în finală, Dan Cristian? Bune, spre final de sezon în trecut. Cu timpul, întrebările de la sfârșit nu dezamăgeau și sper că vom avea parte de întrebări la fel de la înălțime. Să vedem cum se va desfășura scenariul acestei emisiuni de finală. Am mai avut parte de dueluri între echipele Hiperborea și Blitzkrieg tot în etapa finalelor în celelalte sezoane. Scorul este deocamdată de parte echipei Blitzkrieg, ea a reușit să câștige cele mai multe sezoane în acest an. Totuși Hiperborea a câștigat un sezon. Cum se va desfășura finala acestui sezon, sezonul numărul 6, ultima șansă a echipelor de a obține un loc în finală, loc pe care de fapt îl au asigurat deja aceste două echipe. Așa că haideți să începem, o să jucăm 16 întrebări, 8 întrebări în fiecare rundă. Atenție, prima întrebare. Numele ei de fată este Câmpeanu. Atât. Da, Cristian, cine va răspunde? L-am întrebat pe Ștefan, să-mi confirme că ceea ce a trecut lui prin cap este ceea ce era și în capul meu. Amândoi vom spune Veronica Micle. Ana Câmpeanu, născută pe 22 aprilie. În ce an? Mulțumim. 1850, la Năsăud. Veronica Micle este răspunsul corect. Numele ei de familie era Câmpeanu. Un punct pentru echipa Blitzkrieg. Una dintre istoriile care au circulat susținea că alegerea culorilor acestui club se datorează faptului că unul dintre fondatori, în momentul luării deciziei, avea un creon cu capăt dublu cu două culori, albastru și grena. Despre ce club este vorba? Vă răspunde David Pasenko, conform așteptărilor echipei adverse. Blu și grena se asociază de obicei cu FC Barcelona. Și baza și Steaua și ceasca. Da. Grena fiind o culoare așa bordeaux, din nuanța roșului. Și da, FC Barcelona este răspunsul corect. David, este asta echipa ta favorită? Paradoxal, dar nu mă uit la fotbal, chiar atât de des, dar de obicei, chiar dacă îl privesc, prefer naționalele, clasamentele naționale. Și care e naționala ta preferată? Italia. Moldova, da. Italia. Italia și Moldova, am înțeles. Continuăm întrebarea numărul 3 din finala sezonului. Ce poet român a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură în 1980? O întrebare și o informație pe care trebuie să o știe toată lumea. Nu, poietul, îți dă eu să știu. Da, Cristian. Ștefan este adeptul ideii încercare n-are vină. Este un risc pe care eu îl văd drept inutil, dar să încercăm să luăm un punct întreg. Vă încerca Nichita Stănescu. Am vrut eu. Deci toată lumea trebuie să știe că Nichita Stănescu a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură în 1980. Felicitări, Ștefan, Nichita Stănescu este răspunsul corect. Bună de când e pe trebuie. Poate peste câțiva ani o să avem chiar câștigători ai Premiului Nobel pentru Literatură. Cine știe, veniți chiar de la noi, din Basarabia. Mai departe, următoarea întrebare, întrebarea numărul 4.
În limba română există un adjectiv provenit de la numele lui. Adjectivul înseamnă ceva ce necesită eforturi îndelungate, istovitoare și zadarnice. Laurențiu. Nu am să mă lungesc mult. Sisific, de la Sisif. Sisif este răspunsul corect. Muncă sisifică, muncă zadarnică sau istovitoare. Vine o întrebare ușoară. Haide mai departe. Moare pe 9 august, nu vă spun anul, iar cenușa îi este depusă în încăperea de la baza unui monument care poartă numele. Despre cine este vorba? Primul indiciu pentru ambele echipe. Pe moneda emisă în perioada domniei lui, putem găsi inscripțiile cuceritor al Germaniei. Inscripția continuă, dar vă spun finalul ei în cel de-al doilea indiciu. Despre cine este vorba? Da, avem mai multe variante la masă. Dacă este vorba despre un cuceritor al Germaniei, probabil este vorba despre Charlemagne. Charlemagne nu este răspunsul corect. Timpul continuă doar pentru Blitzkrieg. Deci moare pe data de 9 august, nu v-am spus anul. Cenușa este depusă în încăperea de la baza unui monument care poartă numere. Și moneda emisă în timpul domniei lui are drept inscripție cuceritor al Germaniei și indiciul 2 doar pentru Blitzkrieg, cuceritor al Germaniei și al Daciei. Despre cine este vorba? Este vorba despre Traian, împăratul Traian, care s-a jucat Dacia și acum am aflat are și locul de odihnă veșnică la baza columnei lui Traian. Columnei lui Traian, așa este. Dacă v-aș fi spus și anul, probabil ar fi fost prea ușor. Moare pe 9 august în anul 117. Traian este răspunsul corect. Continuăm? Întrebarea numărul 6. Ele sunt constituite din schelete de corali, moluște, scoici. Care este varianta voastră? Blitzkrieg, foarte rapid. Am impresia că o să o dați în bară de data asta. Da, atunci ne asumăm acest risc. Deși eu știu că nu sunt făcuți doar din schelete de coral, dar și din coral vii. Unul dintre cele mai mari organisme sau zone continue naturale vii de pe planetă se află în mare. David? Cred că este vorba despre recif. Recife. De coral. Da, recif. Riful de coral. Nu este răspunsul corect, David. Deci vă citim întrebarea până la capăt doar pentru Hiperborea. Ele sunt constituite din schelete de coral, moluște, scoici, algi, animale, organisme marine care umplau mările tropicale tortoniană și sarmatică acum 10-20 de milioane de ani. Ce sunt ele? Primul indiciu, doar pentru Hiperborea, geneza lor coincide cu ceea ce a menționat și David, marele lanț coralier din Australia. Numai că aceasta din urmă, cea pe care am menționat-o, lanțul coralier din Australia, se găsește în întregime sub apă și are dimensiuni mai reduse. Ce căutăm noi de fapt? Formată în timpul existenței mărilor tortoniană și sarmatică, acum 10-20 de milioane de ani în urmă. Și ultimul indiciu pentru ambele echipe. Atenție! Încep din apropierea orașului Criva, în zona graniței de nord a Moldovei și continuă... Laurențiu! Știu că... Peșterile Emil Racoviță încep din apropierea satului Criva, raionul Briceni și ar putea să fie ele. Peșterile Emil Racoviță. Nu este vorba despre această peșteră. Vă citi atunci indiciul 2 până la capăt doar pentru Blitzkrieg. Încep din apropierea orașului Criva, în zona graniței de nord a Moldovei și continuă până la Cobani, 200 de kilometri mai la sud. Despre ce este vorba? Dan Cristian, te ascultăm. Am avut această variantă mai devreme, nu am devenit mai sigur de ea între timp, dar vom încerca suta de mobile, presupunem că ele reprezintă niște acumulări de materie organică care nu a reușit să se descompună complet, s-a tasat, s-a acumulat și
au format suta de mobile. Suta de mobile se găsește preponderent între satele Braniște și Coban și nu se întind pe o distanță de 200 de kilometri, deci nu este răspunsul corect. Căutăm alte formațiuni. Dacă nu mai au nicio variantă, sau totuși au, să vedem ultima variantă a echipei Hiperborea. Am o variantă, eu nu suntem absolut deloc siguri, alta în cap n-aveam. Dacă recifurile de coral sunt formate de desubtul apelor, deasupra apelor, poate ar fi codri. Care codri, băi? Codri? Gips, băi. No, codri. Codri nu este răspunsul corect, Laurențiu. Treci codri, dar nu. Codri sunt centru. O să vă citesc eu răspunsul. Căutam de fapt toltrele prutului sau stâncile prutului. Niște formațiuni calcaroase de genul lanțului de coral pe care îl găsim în Australia, pe care îl avem și noi aici pe teritoriul Basarabiei. A fost format în timpul mărilor Tortoniană și Sarmatic, acum 10-20 de milioane de ani, și reprezintă niște formațiuni calcaroase de tip recif, întinse pe o distanță de 200 de kilometri de-a lungul prutului de mijloc în Moldova. O să aflați ceva nou și poate mergeți chiar să le vedeți. Le puteți admira în satul Duruitoarea Veche, aveți un peisaj foarte frumos în față, lacul Costești Stânca și în spate toltrele prutului. Continuăm întrebarea numărul 7. Această legendă, apărută la finele secolului al IV-lea, a primit o adaptare muzicală, sau de musical, animat din partea companiei Disney în anul 1998. Apoi un sequel filmat în 2004. Despre ce este vorba? Despre cine este vorba? Este o presupunere și doar un rist al meu. Războiul Troian. Despre Războiul Troian. 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 Un musical animat de la Disney. Nu este răspunsul corect, timpul continuă doar pentru Hiperborea. Primul indiciu tot doar pentru Hiperborea. De asemenea, Disney a făcut o adaptare cinematografică bazată pe aceeași legendă, lansată în septembrie 2020. Cine este personajul principal? Cum se numește filmul? Care este legenda? Laurențiu, cui dai varianta vehiculată prin echipă, eu n-am fost de acord, dar... Haideți ca să las pe Marius să răspundă. El a fost primul care probabil a dat-o. Marius Leonardo Caraman. Mi se pare că merge vorba despre filmul Aladdin. Despre Aladdin? Da, povestea Aladdin. Aladdin nu este răspunsul corect, din păcate. Timpul continuă doar pentru Blitzkrieg. O legendă din secolul IV, ce a fost adaptată și ecranizată de mai multe ori de Disney. Al doilea indiciu doar pentru Blitzkrieg, personajul acestui desen animat este considerat și ea o prințesă, chiar dacă nu are, tot nu vă zic ce nu are, pentru că m-a întrerupt, Dan. Dan, despre cine este vorba? Legendă din secolul IV, credem că ar fi vorba despre Mulan, acolo, dacă nu mă înșel, este vorba despre invazia hunilor, nu a mongolilor. Și pentru că erau mai devreme, chinezii s-au gândit să-și învăluie lupta pentru sau împotriva ocupației hune în legendă, cum o fac de obicei. Mulan este răspunsul corect, personajul Disney, care s-a prefăcut că este băiat ca să intre în armată și astfel să îl salveze pe tatăl ei de la mobilizarea la care era chemat. Scorul este deocamdată de un punct pentru Hiperborea și Blitzkrieg a acumulat 4,2 puncte înainte de ultima întrebare din prima rundă. Hai să vedem cum se termină prima rundă. Cine reușește să răspundă la întrebarea numărul 8? Protagoniștii romanului Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez încercau să remedieze efectele ei prin diferite inscripții plasate pe lucruri. De exemplu, inscripția de pe o vacă spunea: trebuie mult să în fiecare dimineață pentru ca să dea lapte. Dan, Cristian, nu știi ce se întreabă. Nu, dar credem că ei făceau aceste lucruri, lăsau inscripții ca să nu uite. Ei încercau să se opună efectelor amneziei sau uitării. Amnezia, care tradusă din greacă înseamnă fără memorie. Amnezia este răspunsul corect. Am auzit această variantă și la echipa Hiperborea, care însă a vrut să termin
întrebarea, pentru că într-adevăr era interesantă, cel puțin de ascultat. Blitzkrieg mai acumulează un punct înainte de pauza muzicală. Noi o invităm alături de noi pe Dana Marchitar și după aia revenim aici în emisiunea finală a sezonului 6 ca să desemnăm cea mai bună echipă a sezonului, Blitzkrieg versus Hiperborea. Mă îndrăgostesc în fiecare zi, dar iubesc doar o dată în viață. Ea, vreau mai multe, ce pot să zic? Vreau să văd lumea clar, nu prin ceață. Nu caut răspunsuri, nu alerg după vise, nu mă plâng de nimicuri, dar plâng după culise. Viața e un teatru, depinde doar de tine, va fi comedie sau dramă, în proză sau rime. Nu caut răspunsuri, nu alerg după vise, nu mă plâng de nimicuri, dar plâng după culise. Viața e un teatru, depinde doar de tine, va fi comedie sau dramă, în proză sau rime. Mă îndrăgostesc în fiecare zi, dar iubesc doar o dată în viață. Ea, vreau mai multe, ce pot să zic? Vreau să văd lumea clar, nu prin ceață. No, everybody dance, yeah. Nu vreau să fiu prin lume străină. Vreau să mă trezesc oriunde. Nu vreau să știu ce va fi mâine. Vreau spre lună, vreau spre stele. Nu vreau să fiu prin lume străină. Vreau să mă trezesc oriunde. Nu vreau să știu ce va fi mâine. Mă îndrăgostesc în fiecare zi, dar iubesc doar o dată în viață. Ea, vreau mai multe, ce pot să zic? Vreau să văd lumea clar, nu prin ceață. No, everybody dance, yeah. În fiecare zi, dar iubesc doar o dată în viață. Ea, vreau mai multe, ce pot să zic? Vreau să văd lumea clar, nu prin ceață. Mă îndrăgostesc în fiecare zi, dar iubesc doar o dată în viață. Ea, vreau mai multe, ce pot să zic? Vreau să văd lumea clar, nu prin ceață. No, everybody dance, yeah. Once again. Lucrurile stau destul de bine pentru echipa Blitzkrieg, care a acumulat 5,2 puncte după primele 8 întrebări, iar Hiperborea se află în spate cu un punct. Laurențiu, ce nu a mers bine? Să nu ne grăbim așa tare, să încercăm mai multe indicii să luăm, poate asta vă ajută. Vom vedea. Trebuie să găsiți un echilibru perfect între viteză și așteptare. Pentru că uneori e bine să aștepți indicii, alteori răspunsul poate fi furat de echipa Blitzkrieg, care știm că este foarte rapidă la buton. Să vedem cum decurge cea de-a doua rundă din finala sezonului 6, cine este câștigătoarea acestui sezon. Urmează întrebarea numărul 9. Atenție! Chinezii spun, înainte de a începe să faci asta, sapă două morminte. Bogdan? Știu că înainte să te răzbuni sau să ții răzbunarea, trebuie să sapi două gropi. Una pentru cel pe care vrei să te răzbuni și una pentru tine. Răzbunarea este răspunsul corect. Și să nu Bravo, Bogdan! A început promițător. Runda numărul 2. Continuăm. Întrebarea a doua din runda 2.
este menționat în literatură pentru prima dată în piesa lui Eschil, în care protagonistul refuză să calce pe el pentru că el este un lux rezervat zeilor. Ce este el? Primul indiciu pentru ambele echipe. În 2010, la sosirea suveranului pontif în Edinburgh, aeroportul era cuprins de vânturi puternice. Din rațiuni de siguranță, el a fost scos de pe pista de aterizare. Ce este el, Dan? Credem că este vorba de un onor simbolic adus zeilor, întrucât unii coloranți erau destul de rari, unii pigmenți în antichitate. Covoarele de culoare roșie, mai ales, erau foarte scumpe și erau o raritate. Întrucât, prin hiperbolă, putem spune că era un lux până și pentru zei. Vom răspunde covorul roșu. Tu ai călcat vreodată pe un covor roșu? Da, desigur. Din asta oficial, nu în casă. Da. Și sunt la fel ca celelalte covoare, vă asigur. N-au nimic deosebit. Se simt la fel, da? Să feră pur și simplu puțină importanță așa, subconștient. Da, covorul roșu este răspunsul corect. Un covor ce era destinat zeilor, așa se zicea. Și covor care a fost scos de pe pista de aterizare, unde era așteptat suveranul pontif, pentru că erau vânturi puternice. Un punct sau 0,8 puncte, de fapt, pentru echipa Blitzkrieg. Continuăm, întrebarea numărul 3. Una din eroinele lui Shakespeare îi spunea iubitului său că în pauzele dintre întâlnirile lor, ochii lor vor face asta. Ce vor face ochii lor în pauză? Bogdan? Bogdan strikes again. Nu știu, mă gândesc poate un pic romantic, dar gen mă gândesc că în pauze ei vor clipi astfel. Restul timpului se vă arăta unul la altul. Ce frumos, Bogdan! Ești un romantic adevărat. Nu este răspunsul corect, dar meriți aplauze pentru un astfel de răspuns. Timpul continuă pentru Blitzkrieg. Deci, eroina lui Shakespeare îi spunea iubitului său, în pauzele dintre întâlniri, ochii lor vor face asta. Primul indiciu, un cronicar medieval scria zguduit că în timpul foametei din anul 1032, din cauza insuficienței de produse, călugării nu puteau face asta. Dan Cristian, te ascultăm. Da, n-a fost o variantă discutată foarte intens, a fost doar... s-a insistat asupra ei vehement, așa că îi dau voie lui Ștefan să răspundă. Rodion. Sau lui Rodion. În pauzile cei doi lăcrimau. Lăcrimau. Plângeau. Plângeau, lăcrimau. Ar fi o variantă frumoasă. Să zici că în timpul foametei din cauza insuficienței de produse, călugării nu puteau plânge. E interesantă și varianta asta, dar nu e corectă. Timpul continuă doar pentru hiperborea. Al doilea indiciu, doar pentru cei de la masa portocalie. În afară de miercurea și vinerea, acest lucru se face în mănăstiri și lunea. Ce se face acolo? Călugurii nu puteau face asta din cauza insuficienței de produse în timpul foametei. Da, Laurențiu. Călugării nu puteau, ok, nu știu cât de mult are sens, sper să nu râdă colegii mei, călugării nu puteau să țină post și, prin urmare, ochii vor ține post cât în pauze, pentru că nu se vor vedea. Și cum vor lua pauză, nu de la auto. Nu erau suficiente produse alimentare că călugării se poate țină post și, prin urmare, trebuiau să mănânce de-am ce puteau. Și eroina lui Shakespeare face aluzie la faptul că îndrăgostiții se... devorau din priviri, se înfructau unul din altul din priviri. Da, ăsta este răspunsul corect, dar ține post. Răspuns care aduce 0,6 puncte pentru echipa Hiperborea. Continuăm, întrebarea numărul 4. Într-un roman de-a lui Huxley, un șofer angajat al unui om bogat îl ducea pe un oaspete spre casa angajatorului său. Pe drum, șoferul indica oaspetelui diferitele firme și companii deținute de acest bogat om de afaceri. Cu ce personaj literar îl compara Huxley pe șofer? Deci șoferul își plimba oaspetele prin domeniul angajatorului său și îi arăta ce bogății are angajatorul său. Deci mai avem încă nevoie de foarte mult timp ca să putem găsi balanța asta dintre rapid și eficient. Haideți că vom încerca să spunem Caron, pentru că practic îi ducea Caron, nu trea lui Caron, el ducea spre moarte, tot așa, arăta bogățiile. Îmi place cum gândiți și de admirat
răspunsul vostru, dar nu este răspunsul corect. E un personaj literar. Primul indiciu doar pentru Blitzkrieg. La începutul relației, Josefina îl compara pe Napoleon Bonaparte cu acest personaj literar. Cu ce personaj? Și ultimul indiciu pentru ambele echipe. În italiană, acest personaj este numit, atenție, Il Gatto. Prima a fost echipa de la Masa Portocalie. Laurențiu, știi italiană? Știu că gatto înseamnă pisică. În urmare ar fi motanul încălțat. Motanul încălțat este răspunsul corect. Susținătorii echipei Hiperborea sunt foarte fericiți acum în spate, pentru că Hiperborea își revine, mai acumulează 0,6 puncte, care în total fac 3,2 puncte pentru Hiperborea și 6 puncte pentru Blitzkrieg, înainte de ultimile 4 întrebări din pachetul de bază. Să continuăm întrebarea numărul 5. Conform unui decret, în Egiptul antic, unei astfel de persoane îi se dădeau nu mai mult de 3 ulcioare de bere, 80 de pâini... Și restul ne va spune Laurențiu. Știu că datorită muncii lui Herodot, noi avem o sursă foarte bună de informații în care putem ști cum erau plătiți persoanele care construiau piramidele și faptul că în realitate ei nu erau sclavi. Deci cred că aceste persoane sunt constructorii piramidelor. Aplauze pentru Laurențiu, dar nu este răspunsul corect. Nu este răspunsul corect. E o variantă frumoasă și... Îmi place cum sună, dar dacă ai fi ascultat până la capăt, ți-ai fi dat seama că nu este răspunsul corect. Mai ales primele indicii o să te ajute mai tare. Deci, întrebarea sună așa până la capăt. În Egiptul antic, unei astfel de persoane nu îi se puteau da mai mult de 3 ulcioare de bere, 80 de pâini și 3 măsuri de grăunțe. Cui îi erau destinate toate aceste lucruri? Primul indiciu, doar pentru Blitzkrieg, de asemenea unei astfel de persoane îi se cuvinea un pat, dar nici o haină. Despre ce este vorba? Cred că motivul era practic și era și un test de competență al oamenilor antrenați în această profesie. Cred că este vorba despre croitor. Croitorul trebuia să se îmbrace singur, dar mâncarea era acordată de stat. E frumoasă și varianta asta, dar nu este cea pe care o așteptam. Stai. Indiciul 2, doar pentru Hiperborea. Toate acestea se dădeau unei persoane care urma să parcurgă o cale lungă și misterioasă. Laurențiu, te ascultăm. Încă și acest grup de persoane de obicei călătoreau cu faraonul lor lumea de apoi. Bogdan vă spune care e specific acea persoană. Noi considerăm că suntem oamenii mumificați, anume ajutoarele faraonilor aceștia, că faraonul mereu era îngropat împreună cu oamenii mumificați care erau îngropați împreună cu faraonii, cu stăpânul lor. Deci, morții din Egiptul antic. Morții, da. Îngropați alături de faraon. Ăsta este răspunsul corect. Pentru că în Egiptul antic se credea în lumea de apoi și se credea că lumea pleacă în lumea de apoi cu ceea ce este pus în mormânt alături de persoanele decedate și li se puneau nu mai multe de 3 ulcioare de bere, 80 de pâini și 3 măsuri de grăunțe ca să se descurce cumva în prima perioadă pe care o petrec în lumea de apoi, după aia trebuiau să se descurce singuri. Continuăm. O întrebare de geografie. În trecut, acest oraș s-a numit, atenție, Akmola, Țelinograd, Akmolinsk. Despre ce oraș este vorba, Dan Cristian? Da, expertul nostru consacrat în etimologie și geografie îmbinate este Ștefan. Akmola din turcic e mormântul alb, astăzi îmi pare că este Astana sau Nur Sultan. Este răspunsul corect, capitana Kazahstanului. O capitală ce a suferit foarte multe schimbări de nume, inclusiv recent. Numele său a fost schimbat și a redevenit Astana. Capitala Kazahstanului, felicitări, un punct pentru echipa Blitzkrieg. Continuăm, întrebarea numărul 7. Această denumire este comună pentru 7 localități, 5 râuri, 2 mănăstiri, 2 grupe muntoase și un județ din România. Despre ce denumire este vorba?
Primul indiciu pentru ambele echipe. Râul cu acest nume izvorește din munții Rodney din județul Maramureș, străbate Carpații Orientali, apoi trece prin orașele Bihor. Am suggestion să răspund Bihor. Bihor nu este răspunsul corect, Laurențiu. Continu indiciul doar pentru Blitzkrieg. Trece prin orașele Bicaz, Piatra Neamț, Bacău, pentru a se vărsa în Siret, în apropierea Bacăului. Despre ce denumire este vorba? Purtată de 7 localități, 5 râuri, 2 mănăstiri, un județ, grupe muntoase din România. Și ultimul indiciu doar pentru Blitzkrieg. Denumirea râului vine din limba slavă și descrie apele repezi ale acestuia. Despre ce denumire este vorba? Aceasta este varianta care probabil că ne-a fi adus un punct întreg din partea lui Ștefan Ciuputar, așa că noi să-i dăm voie să răspundă. Bistrița. Bistrița, care vine de la adjectivul din slav repede, pentru rapid. Bistrița este răspunsul corect. Orașul din Transilvania, reședința județului Bistrița Năsăud. O denumire destul de populară în România, pe care o au foarte multe localități, râuri, mănăstiri și așa mai departe. Iată că am ajuns la ultima întrebare din runda finală a sezonului 6. Întrebare la care echipa Hiperborea este obligată să răspundă corect fără indicii pentru a se menține în joc. Așadar, să vedem. Va reuși sau nu? Această țară a devenit o destinație turistică importantă datorită războiului din Vietnam, pentru că anume aici se aflau bazele de aprovizionare ale armatei americane, precum și zonele de odihnă pentru militari. Numiți țara! Dan Cristian. David Pasencu a gesticulat cu mult entuziasm, a repetat același cuvânt de multe ori. Cred că deține răspunsul corect, care va constitui și cui un secret o echipă Hiperborea în această ediție. Din cauza obsesiei mele nenormale cu războiul din Vietnam, majoritatea filmelor se încep în localitatea Bangkok din Thailanda. Cărui fapt se datorează această obsesie față de Vietnam? Știți, este o anumită romantică tema războiului și războiul din Vietnam este unul, în unele cazuri, prezentat foarte sinistru, anume ideea asta că tu lupți cu un inamic care nu-l vezi, cu copacii, cu jungla, e destul de înfricoșătoare. David, o să spun ceva. Ultima emisiune în care am jucat aici la Iurdit Cafe în calitate de participantă, eram exact așezat acolo și era probabil sezonul 4 sau 5 în timpul anului. Eram în finală. Și ultima întrebare, întrebarea decisivă, tot despre războiul din Vietnam era și am reușit să răspundem și astfel am câștigat sezonul și acest lucru se întâmplă și astăzi cu tine, David, pe același scaun reușesc să obțin răspuns corect. Fiecare dintre cele două echipe are cel puțin un sezon câștigat în anul 2022, fapt care înseamnă că aceste două echipe vor juca și în sezonul final, ce începe chiar săptămâna viitoare, cireșica de pe tortă, că am putea spune, a anului 2022. Dragi telespectatori, astfel ne dăm reîntâlnire săptămâna viitoare, când începem sezonul final. Eu vă las în compania Dani Martitan și vă zic să rămâneți cu bine, rămâneți cu Moldova 1. La revedere!
se împleteau și după